Risipa de hrană în momentul de față nu este complet definită sau nu există o definiție, să zic, aprobată la nivel de Uniunea Europeană. De ce? Pentru că risipa de hrană se întâmplă la nivel global. Au fost foarte multe conferințe internaționale la care au participat, începând cu Statele Unite ale Americii, statele membre ale Uniunii Europene și nu numai. La toate conferințele globale la care s-a discutat, a fost foarte greu să definești clar risipa de alimente, pentru că ea se întâmplă, dar este foarte greu de cuantificat, inclusiv de definit. În 2014, Uniunea, împreună cu un grup mare de lucru, care se numea Fusion, a reușit să clasifice un pic risipa de alimente și să definească risipa de alimente. Ea, ca și definiție, a fost dată către statele membre ca și recomandare, nu este nimic impus, și-au împărțit risipa de alimente în două bucăți, și anume food waste și food loss. Food waste este ceea ce risipim, loss este ceea ce pierdem, se pierd nemai putând fi recuperate, absolut nimic care să aducă valoare din deșeurile alimentare. Deci cam așa s-ar defini risipa de alimente. Waste-ul se duce până în momentul în care el nu mai poate fi valorificat. Loss este ceea ce pierdem efectiv prin incinerare sau prin alte metode de neutralizare a acestor deșeuri alimentare. Risipa alimentară este bazată la ora actuală pe tendința de a cumpăra mai mult decât ai nevoie. Ori această tendință este dată de advertising-ul actual, advertising care îți spune cumperi unul și primești 5. În clipa aceea se declanșează un reflex de lăcomie, așa se cheamă în românește, al oricărui cumpărător care cumpără mai mult decât are nevoie și care le aruncă la gunoi. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru. Pentru industria alimentară, și aici spun tot, nu? Tot lanțul, risipa este un mod de maximizare a profitului. Adică pentru a opri această risipă în mare, eu, producător, eu, actor pe această piață, trebuie să mă costă mai mult. Și de ce? Nu vreau. Și aici e o întreagă luptă între profit și moralitate, responsabilitate socială. Și atunci, de multe ori, diferența între discurs și practici este foarte mare. Sigur că dă bine să spui că, iată, mi-asum niște responsabilități, dar nu pe banii mei. Și atunci, de multe ori, se transferă costurile tot către client, către consumator, ceea ce este altă imoralitate. Deci aici lucrurile nu sunt atât de simple și factorii sunt contradictorii și de cele mai multe ori invizibili. Pentru că noi nu o să știm niciodată exact cum se calculează aceste prețuri. Mi se va spune că pentru noi, pentru responsabilitate, pentru planetă, și ce să vezi, după ce s-a băgat responsabilitatea, pe noi ne costă dublu. Au fost foarte multe discuții despre faptul că această luptă împotriva risipei alimentare va duce la creșterea prețurilor. Nu, ne referim la valoarea pe care nu o conștientizăm. Totuși, alimentul ajunge cu un preț la raft în momentul în care îl arunci, în afară de faptul că tu ai plătit banii ăia din buzunarul tău să-ți cumperi un aliment pe care l-ai aruncat la coș, deci practic îți banii tăi pe care i-ai aruncat la coș, dacă privești în spate pe lanț, au fost irosite resursele tuturor celor care au contribuit. Da? Vorbim de la procesatorul primar până la comerciant care ți-a vândut ție acel produs. Deci, practic, risipa nu știu de câte ori poate fi calculată, dacă o cuantificăm așa. Tot omul mănâncă și, sigur, e condiționat ecologic, întâi și întâi, că la Polul Nord și la Ecuator nu se mănâncă la fel. La oraș și la sat nu se mănâncă la fel. Deci, unde apar niște specificități, sunt mai degrabă culturale și istorice. Și aici apar specificități. Și dacă e să vorbim pentru situația actuală, ar trebui, din acest punct de vedere, să ne uităm totuși puțin ter și la trecutul apropiat. Pentru că aici apare totuși o anumită specificitate românească, iese a blocului de est, a Europei de Est în general, dar este în particular a României, pentru că niciuna din țările socialiste nu a trecut prin 10 ani de foamete. Nu? Ori știm foarte bine, deceniul 8 a fost de foamete la propriu. În 84 până în 89 a fost cumplit. Și frig în case, da. Și criza de mâncare. Și pană de curent zilnic. Și pană de curent zilnic și făceam trei feluri dintr-un pui.
Pieptul făceam friptură, restul îl fierbeam și făceam și supă și pilaf. La școală, învățătoarea stătea cu ochii pe noi în pauză când mâncam. Să nu-și arunce nimeni sandvișul și să și-l mănânce. Și unele din sandvișurile astea, să mă ierte Dumnezeu, erau cu chestii oribile. Erau niște felii imense de pâine cu margarină și nu prea vreau copiii să le mănânce. Părinții certau că de ce n-ai mâncat aia, că aia am avut, n-am avut ce să-ți dăm altceva, trebuia măcar să mănânci ceva. Și atunci vreau să le arunce ca să nu știe părinții că nu le-au mâncat și stătea învățătoarea cu ochii pe noi și ne spunea tot timpul nu e frumos să arunci mâncarea, alții nu au nici pâinea aia și așa mai departe. Deci mâncam ghiveci, făceam friganele, friganelele, bărbatul meu le ura pentru că erau substitut de friptură și făceam o mâncare de legume din conservă de mazăre sau din conservă de... Mazăre cu friganele, mi-a da, de fasole verde și cu felii de pâine date prin ou și făceam păcos de friptură. Vă zic eu ce făcea. Și pilaf fără nimic. Era făceam. Oribil. Eram nevoită să improvizez. Făceam drob din parizer sau din ciuperci. L-amestecam cu ou și ziceam drob, nu era drob. Drobul se face din mărântaie de miel. Eu asta nu mai amintesc, slavă Domnului. România a intrat în post-comunism flămândă. Flămândă cu celelalte lipsuri. Drept care, excesul care a existat peste tot, la noi a fost excesiv, a fost un exces suplimentar. Și nu atât de foame în sine, cât de curiozitate, de experiență, de un fel de Occident pe pâine, de occidentalizare și prin, bun, casă și prin mașină, dar mai direct, mai sensibil, mai apropiat de corp, prin mâncare. Oare asta cum o fi? Hai să iau și din asta. De asta n-am văzut niciodată. Ori această bulimie a durat mai mult de un deceniu, a durat vreo aproximativ, aproape două decenii. Tentația e mare acum. Dacă cumperi acum ce cumpărai acum 30 de ani, îți ajung banii, îți mai și rămân. Mă bucur când găsesc la standul ăla cu de-astea ieftinite în prag de expirare, când găsesc brânzeturi franțuzești, totdeauna iau la jumătate de preț, sau Gudem sau alte, uite și acum am cumpărat, de-astea. Care expiră a doua zi, a treia zi și le luăm, le mâncăm și bonjour. Dacă nu-i oferta mare, mor fabricanții de foame. Și atunci înțelegem de ce e oferta mare. Pentru că vor și ăia să câștige. Și tot emisiunile astea gastronomice și de la radio și de la televizor și toate reclamele, tot asta te fac. Să mănânci prea mult, să cumperi peste, ca să aibă și negustorii ce vinde și producătorii ce vinde. Că cel mai important mijloc de combatere este educarea și educarea venită pe fiecare veriga lanțului alimentar, pentru că dacă traducem risipa de alimente în bani, fiecare verigă a lanțului pierde niște bani și asta se traduce în productivitate, în eficiență și evident în bani. Tocmai de aceea, la nivelul Uniunii Europene, acum s-a prins risipa de alimente în contextul economiei circulare. De ce? Pentru că trebuie închis cercul astfel încât
ea să fie valorificată și pierderile acelea despre care vorbeam de food loss să fie cât mai mici, să nu se mai întâmple. Conștientizarea cred că este un prim pas necesar și pentru industrie, pentru producători, pentru comercianți, dar și până la urmă pentru consumatorul final, pentru că cifrele clar o arată că cea mai mare parte a acestei risipe alimentare se întâmplă la noi în casă. Până la urmă e de înțeles, pentru că totuși este de aia se numește consumatorul final, pentru că la el, hai să spunem, lanțul de la producător ajunge la consumator și acolo poate este normal să existe o anumită risipă. Iei datele statistice și afli din datele statistice că risipa alimentară, marea majoritate, e omului care își aruncă marfa prea multă care a cumpărat-o din frigider. 50%. Dacă ai putea să reduci risipa alimentară cu 20%, e o afacere formidabilă. Și atunci, acum, convingându-l pe acel om că nu e nevoit să cumpere mai mult decât are nevoie, că magazinul nu dispare. De ce cumpără mai mult decât are nevoie? Datorită promoției și ieftinirii de preț. Asta crezi. Este mult mai greu să spui oamenilor, atenție, marea problemă acum nu este că n-avem. Marea problemă e că avem prea mult. Această schimbare de optică, de percepție, se petrece, dar nu se petrece peste noapte. Deci modul de vânzare este cel care creează această risipă. Belșugul creează risipa. Inconștiența cumpărătorului. Există o diferență între România și poate restul Uniunii Europene, ținând cont de faptul că România are peste jumătate sau jumătate din oameni locuiesc în zona rurală și cumva sunt ceva diferențe. Da. Comportamentul, pentru că este și o problemă socială până la urma urmei, comportamentul nostru al tuturor duce la risipa de alimente, un consum care nu este inclusiv. Eu m-am luat pe mine exemplu. Dacă merg fără o listă de cumpărături și să știu că nu îmi trebuie, mă voi trezi că voi arunca mâncarea aceea. Și este un comportament irresponsabil. Ține foarte mult de mentalitate. Cum să o aruncăm? Păi dacă e proaspătă, cum să o... De patăre, din curte, cum? Să aruncăm? De ce? Carne. Alegem palea frumoase, ripilii, așa. Din spate, toate alea, facem ciorbe cu gâtul, cu căpățâna, nu le pădămim noi. Nu le pădămim noi, picioare nimic. Specificitatea României constă în faptul că România, în momentul de față, are o pondere a populației din mediul rural destul de mare, cred că undeva la 40-50%, și atunci, acolo, mentalitatea este cu totul diferită față de la oraș, pentru că acolo se obțin și fiecare om știe cum își cultivă leguma în propria curte și atunci va fi foarte greu ca acea legumă să ajungă cu ușurință la... Chiar și dacă ajunge la animal, tot nu se pierde, pentru că ea practic se valorifică într-un fel sau altul. Dar de aruncat, cu atât mai puțin. Și cred că de aici vor veni, poate, diferențele de cuantificare față de restul Europei. Și asta de unde o luați partea? Tot de la fabrică, rebut, care nu se vinde. Dar vă dă dumneavoastră sau o plătiți? Avem contract. Plătim normal cu tot. Ce faceți cu pâinea asta? La ce? La pur. Păi nu-i dau muierii să nebunească să mă facă. Avem păsările noastre, ne tăiem când vrem. Și facem și ciorbiță frumoasă, un tuș de ăla și felul doi. Și avem două zile de mâncare. Nu vă rămâne? No. Dacă rămâne ce? S-a stricat? Cum? Nu s-a stricat. Nu. Pe fund, un așa... Un frigider, no. Într-un castron sau un ceva și gata. Nu, e alte chestii. Dacă nu mai e bună așa, pusă într-o parte, o băgăm la spălături, băgăm pâine în ea și o dăm la păsări să mănânce. Nu o răpădăm.
Nu, nu lăpădăm. Păi ce te lua pe scoate? Și fasolea care o facem vineri și ne rămâne și nu mai mâncăm din ea și nu mai ne trebuie până în miercuri. Și paia la fel o pui acolo, bag pâinică în ea tocată, aranjată și doar o pus să mănânci. Biță! Hai că vine cealaltă. La cop. Ce? Bă, nu! Asta este mai așa. Ok. Da. Dăm pâine la curci, la păsări, că e bună. Dar ce pâine e asta? E pâine cumpărată de la târg. Păi da, dar de care? Românească, nu e țigănească. Dar de care atunci? Dă-mi focuță aici. Așa, mănâncă. Ca să le iei în picioare. Din porc nu rămâne nimic. De aruncat? Știi de ce nu? Că porcul și mațele din el e mai bune ca carnea, dacă le faci ca lumea. Facă-nați. Și nu fac, dacă fac ciorbă, fac ciorbă, de fac ciorbă cu burtă, de mate, cu ficat, cu bojoc din el, mănâncă românii până să... Păi să... cum că la oraș astea... Le lapădă? Păi... De puturoși? Da. N-are cine să le spele, n-are cine să le facă, să le aranjeze. Păi trebuie spălate bine, mamă, și ăia le trebuie să carnea. La țară, la țară unde există țărani, că nu vorbim de un sătuc turistic austriac, ai altceva. Deci la țară unde sunt țărani, adică gospodari, consumul alimentar, producția alimentară domestică și consumul sunt de cu totul altă natură. Acolo nu se aruncă nimica. Bunica mea din mediul rural m-a învățat că niciodată nu irosesc niciun fel de aliment pentru că el se obține din muncă. Și munca aceea, la asta m-am referit când spun că valoarea produsului trebuie să o cunoști, pentru că este foarte greu în agricultură să ții, să aduci un produs până la nivelul lui de procesare și comercializare, că de fapt munca grea este să-l obții, indiferent că vorbim despre carne, despre ouă, despre grâu, despre orice. S-a mazilit lumea, ăștia ai noștri, ca noi, nu vânzătorii. A, nu mai văd de la ăsta, că e așa, cum e ardeiul la care mi-a azi ne-a urmit, așa, e pocit ăsta, nu e bun ăsta, așa, e greșeală. Toate e bune. Ce se întâmplă cu ai noștri care cumpără, cumpărătorii noștri, așa, sectoarele noastre? Ori bani mulți. E scăldați în bani. Nu știe ce să mai cumpere. Generația mea și cred că și mai departe, am crescut cu acest imperativ moral. Nu lași nimic în farfurie. Deci asta l-am interiorizat de la 2 ani, de la 1 an. Și acest lucru continuă. Deci această risipă care a apărut, a apărut relativ recent și a apărut evident în oraș. În orașe și legat și de ofertă. Adică acolo unde ai și mai mulți bani cât de cât, nu? Și unde ai ofertă de supermarketuri și așa mai departe, acolo apare și risipă. Această risipă finală la consumator. Pentru că trebuie să ne uităm în amonte de unde începe această, de unde începe această risipă și fără să avem date, pentru că eu n-am, dar din câte știu nu există date pentru România, există pe glob, există pe Europa, pe România nu cred că, din câte știu, nu există aceste date, să spui exact, sau mă rog, cât de cât cu o aproximație plauzibilă, cam cât e în amonte tot ce înseamnă industria alimentară, retail și așa mai departe și cât e la consumatorul final. Eu aștept rezultatele studiilor pentru că din punctul meu de vedere s-ar putea să avem surprize. Ele în momentul de față au fost niște estimări la nivelul României. După ce vom avea primele rezultate ale studiilor vom putea ști unde suntem. S-ar putea să avem niște surprize și să nu fim acolo. Nu putem vorbi despre ceva ce nu este efectiv cuantificat în momentul de față. Ca să poți să-ți dai seama de volum sau de unde te afli, trebuie să știi. Deci vom avea primele rezultate ale studiilor și apoi vom putea spune care este nivelul risipei în România. Părerea mea, speculativă, dar de bun simț oarecum, este că
această risipă la finală, la consumator, e mult mai mică decât în alte părți. Dacă o raportăm la ansamblul populației, măcar pentru faptul că pe undeva pe la măcar 50%, deci populația rurală, această risipă nu prea există. În toate studiile făcute la nivel de european s-a identificat faptul că este o diferență între mediul rural și urban. De ce? Pentru că dacă ne gândim inclusiv aici, mari retaileri sunt concentrați pe mediile urbane și mai puțin pe mediile rurale, unde în mediul rural oamenii încă își produc, cel puțin în România, agricultura există de subsistență și oamenii își produc în curtea lor și atunci arunci cu mult mai mare greutate un produs dacă știi că l-ai muncit, decât dacă mergi la supermarket și tu nu știi ce se întâmplă în spate. Cantitatea de alimente distruse este foarte mare și cifrele ne arată o realitate îngrijorătoare. Anul 2014, numai la Protan s-au distrus 19 milioane de kilograme de alimente. Suntem o țară săracă, o țară cu foarte mulți oameni aflați în nevoie, o țară care nu cred că își permite să facă o asemenea risipă alimentară. Noi am pornit în 2009, împreună cu Patriarhia Română, un proiect prin care de la Patriarhie, prin fundațiile sau asociațiile patronate de către Patriarhie, se vine la magazinele noastre și se ridică mărfuri care nu mai sunt corespunzătoare vânzării. Mărfurile sunt în perfectă stare de calitate din punct de vedere al consumului. Ele sunt cu o zi sau două în apropierea termenului, de expirarea termenului de valabilitate. Ele sunt duse și folosite în cantine sau centre de zi pe care le gestionează sau le administrează Patriarhia la prepararea hranei sau sunt distribuite către oamenii nevoiași. Produsele care sunt în termenul de expirare, dar și produse care într-adevăr sunt, care au un ambalaj, să spunem așa, necorespunzător, pot fi oferite și se evită riscul acesta de a fi risipite, aruncate, în loc să dăm la o, să oferim aceste produse unei familii care are într-adevăr nevoie. La nivel de Patriarhie, în acest moment se numără în jur de 21 de județe. Toate aceste centre sociale, cantine, trapeze, instituții de învățământ, mănăstiri, centre de zi pentru copii, centre pentru persoane vârstnice beneficiază de aceste produse, fie ele se vor valorifica în cadrul centrelor, acolo unde există și cantină, sau se vor oferi produsele respective acasă. De la demararea proiectului din 2009 și până acum, contribuția totală în acest moment depășește suma de 4 milioane de euro. Cu fiecare magazin pe care îl deschidem, de fiecare dată, discutăm și despre posibilitățile pe care le are Patriarhia în teritoriu, pentru magazinul respectiv, de a veni și de a ridica hrană. Implicarea noastră este, de fapt, pentru comunitatea în cadrul căruia ne desfășurăm activitatea. Pentru noi este important să știm că participăm și noi cumva. Momentan nu avem altă colaborare cu alte magazine de acest gen și dorim pe această cale să lansăm ideea ca și celelalte magazine să se orienteze spre binele comun pentru a putea beneficia respectiva persoană de aceste produse. Salut, Simon! Eu am încărcat și vin spre magazin. Am luat un palet. Când avem foarte multă marfă, avem foarte multe persoane care vin și se face coada la ușă, se dă bonuri de ordine, se intră numai cu legitimație, numai persoana strict care este legitimație sau au și persoane din familie care au voie să au 16, peste 16 ani sau nu știu, ca să poată să cumpere.
Și atunci se face agitație pentru că toată lumea vrea să apuce, de multe ori nu apucă pentru că e foarte puțină marfă și multă lume fuge după alimente. Fac de toate, am și mașina în primire, am și vând și la magazin, alimentez în magazin, există o fată care e caseriță, dar eu alimentez frigiderele, că se răscarcă foarte repede, odată ce ia 10-20 de iaurturi, 5-6 persoane să acule frigiderul, iar trebuie să-l încarc. Eu dau bonul de ordine, eu bag lumea înăuntru, le bifez de estimația. E o muncă care simți că după tine, după ce plecat acasă, rămâne ceva. Sunt oameni foarte mulțumiți, sunt mulțumiți când mă vede Neanicu, avea Neanicu 5 și ce ne aduce, hai să vedem ce ne dă, lasă-ne să luăm și pe aia, lasă-ne și pe aia. Și nu pot să-i las ia toate alea, dar eu sunt mulțumit când văd că lumea nu mă înjură și spune, domnule, uite, am primit iar marfă, nu primește în cauza mea. Dar eu îmi fac datoria acolo, 4 ore cât e de muncă, numai în magazin, îmi fac datoria. Principiul este simplu. Noi colectăm marfă, alimentar și non-alimentar, care pe prima piață nu mai poate să fie comercializat. Asta la alimente este vorba de termen scurt sau produsele care este în sezon, dulciul de Crăciun în ianuarie. Dar și produsele, cum am spus, cu termen scurt, care hipermarket de la comercianți nu mai acceptă la furnizor. Furnizor român cu ei și ne donează să nu fie aruncate. Noi avem, cum ați văzut, o mașină de 3,5 tone cu care colectăm produsele. Noi, Cazomara, sunt un intermediar între două grupuri de persoane care nu se întâlnesc. Sunt persoane juridice care au produsul și sunt persoane fizici cu venitul mic care nu au posibilitatea de a cumpăra produsele în altă parte. Noi facem aici pur și simplu o conexiune între cei doi actor în jocul ăsta. Și da, e risipă, diminuire de risipă alimentară din partea cum primim noi marfă și este cu aceeași măsură luptă contra sărăcie. Noi vrem să fim copiați de la oricine. Cine are o inițiativă să facă, vă rog frumos, și da, dacă un hipermarket mare face într-o cameră separată ceva așa, ar fi cel mai simplu și cel mai ideală soluție, că pierzi foarte mult din costul de logistică care sunt. În cazul în care se pune problema ca noi să ne facem un magazin destinat persoanelor asistate social, ar trebui să începem să dezvoltăm competențe într-o arie în care noi nu suntem pregătiți să facem asta. Ar trebui să investim resurse, ar trebui să ne specializăm, ar trebui să urmărim cazurile, să verificăm cazurile respective. Ar însemna probabil și multă birocrație. Eu consider că e bine ca fiecare să-și facă treaba la care se pricepe el cel mai bine. De asta colaborarea noastră este o colaborare bazată pe încredere. Noi știm să vindem marfă, cu marfa pe care nu mai avem posibilitatea să o vindem la standardele pe care dorim să o vindem, o dăm celor care se pricep mai bine să-și facă treaba filantropică. De multe ori comercianții se prevalau de lipsa unei legislații în domeniu pentru a face un lucru normal, pentru a dona sau a sponsoriza, pentru a ajuta niște oameni cu alimentele acelea care se stricau sau ei le strângeau și le duceau la distrugere. Ce am încercat să facem și ce vrem să facem este să penalizăm acei agenți operatori economici care distrug alimentele. Legea, eu zic că este un început. Faptul că în România, în ultimul an jumătate, s-a vorbit foarte mult despre risipă, s-a creat awareness și termenul a fost introdus, pentru că a fost nou și la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României. Faptul că suntem a cincea țară din Europa care avem o lege. Eu zic că este foarte bine că pe ea putem să aplicăm niște norme care să ducă spre responsabilitate socială un pic mai mare și spre un consum responsabil, că de fapt acolo ne oprim. Cred că legea, pe lângă disciplinarea și penalizarea celor care distrug alimentele, are un rol foarte important în a promova înțelegerea acestei realități în România. Că sunt foarte multe alimente care ajung la coșul de gunoi sau ajung să fie arse, când se poate ca aceste alimente să ajungă pe masa unui om în nevoie sau la un adăpost de animale, care la fel
sunt subfinanțate, sunt fără resurse și așa mai departe, sau să facă, nu știu, până la urmă și biogaz. Așa cum am spus, suntem prea săraci încât să ne permitem să risipim alimentele care cu greu ajung pe masa concetățenilor noștri. În primul rând, nu consider o lege de prevenire a risipei alimentare. Asta e prima chestie. Dacă vreți să discutăm despre risipa alimentară și poate fi prevenită, sunt multe alte mijloace. Asta este o lege care are risipa alimentară în titlu. Atâta. Pentru că nu se poate înțelege din legea asta cum previi. Legea asta te îndeamnă să comercializezi produsele înainte de termenul de expirare. Asta nu se înseamnă promovarea sau anularea risipei. Mai mult decât atâta. Prin scăderea foarte mare a prețului, de obicei încurajezi risipa. Din discuții tot a reieșit că totuși în filonul nostru, în filonul nostru românesc, în filonul nostru ortodox majoritar, există totuși această dorință de a dărui, de a face pomană, de a ajuta și pe ceilalți. Noi nu vrem să facem numai acest lucru. Și de-aia am lăsat în lege și posibilitatea ca oamenii care vor să aibă demnitatea de a-și plăti alimentele respective, chiar cu o sumă minimă de bani, să poată să facă acest lucru. A educa și a umbla pe un advertising corect și pe cumpărare corectă e mult mai complicat. Cel mai ușor, scoți și o lege în care spui săracilor, uite ce bun sunt eu. Vă dau din multitudinea, vă arunc un os. Problema care mă deranjează în lege este crearea din prostie sau intenționată a unei piețe paralele. Asta este foarte riscant. Într-o țară în care noi ne plângem de evaziune fiscală, crezi o piață paralelă? Câtă minte trebuie să ai să faci chestia asta? Faci magazine pentru săraci, a mai fost economatele, pe vremuri a fost un dezastru. Faci magazine pentru așa zisi oameni defavorizați și creezi o piață paralelă, în primul rând că nu ai controlul dacă e defavorizat sau nu, vezi ajutoarele care se dau la milioane de oameni. În al doilea rând că acele magazine sunt foarte greu de controlat, nimeni nu va ști ce se întâmplă cu ele. Avem 6 luni pentru normele de aplicare a legii și aici va fi foarte important să, ca lucrurile să decurgă bine, adică cât mai mulți factori interesați să fie implicați în alcătuirea acestor norme, pentru că interesul nostru este să punem pe toată lumea la masă și să vedem unde sunt posibilele probleme de aplicare a legii și să le rezolvăm din norme, nu să dăm drumul la lege și după aia să vedem care sunt probleme. Am împărțit grupul de lucru de la Ministerul Agriculturii pe sectoare și vom avea întâlniri, după ce vom face la nivelul Ministerului normele, vom avea întâlnire cu fiecare sector, astfel încât fiecare sector să poată participa activ și să ne spună specificul sectorului, să putem face împreună o legislație completă și complexă. Reglementările actuale sunt mai degrabă profilactice, nu? Adică cei care au prins aceasta, au 60, 70, 80 de ani, nu sunt ei mari consumatori, oricum dispar pe cale biologică. Problema e ce faci cu noile generații de consumatori care trebuie să educate, crescute în acest spirit. Și din acest punct de vedere, sigur că această legislație, fără să intrăm în detaliile tehnice, preocuparea pentru această problemă este relativ târzie, dar este categoric binevenită. Cu condiția să fie scoasă strict din câmpul politic. Pentru că la noi, orice lege ai lua, ai imediat reacțiile împotriva legii, pentru că împotriva politicienilor, acestui guvern, acestui partid. Ei, ori mâncarea nu are culoare de stânga sau de dreapta, ci o problemă socială, umană, absolut generală. Deci, această recomandările acestei legi, așa cum va arăta această lege, trebuie să treacă de Parlament, să treacă de politic, să ajungă în casa oamenilor ca un mesaj, ca o informație neutră. Pentru că ne privește pe toți în egală măsură, indiferent care ar fi guvernul, parlamentul sau clasa politică.